Ne spun semnele venirii, unde tot ce este în jur, când curând apare Domnul, scumpul nostru Salvator. Vorbește schimbarea vremii, când curând va reveni, spun atâtea evenimente, oare cum te vor găsi? Câți mai stăm astăzi de veche, câți primim cu ochii în sus. Și mai zic cu ochii în lacrimi, vino, vino, scump Iisus. Nu știm câte clipe, zile, timpul este măsurat. Va veni Iisus Mesia, marele nostru împărat. Vrem să facem socoteala, să ne punem în cântare. Dacă vrem să fim cu Domnul, cât arde dorul de cer. Că-i atâta alergare după lucruri de nimic și atâtea stări ne prinde, parcă nu mai știm nimic. Dar e aproape, vine Domnul, arde noi acesta dor, sau ochii sunt toți spre lume și privesc spre Babilon. Va veni Iisus în slavă, la cel mai tainic moment, ești fecioară chipzuită ca în Noul Testament, ești un lucrător în vie, pui talentul în negoț, ai în suflet bucurie sau va veni ca un puț. El vrea și în încercare să scoată biruitori, pe cei ce i-a scos din lume și i-au fost ascultători. Mai trimite și alți mesaje că în curând va reveni. Unii însă le iau seama, alți merg pe căi puștii. Unii îl cheamă nopți de veche, vin cu lacrimi la altar și trăiesc în umilință, dorind minunatul har. Alții se distrează în lume, în păcate fel de fel. Nu le pasă căci cu slavă va apare Sfântul Miel. Ce mărețe clipe atunci va petrece al său popor, mângăierea întrupată scumpul nostru Salvator. Nu lăsa să ni se pară vegherea așa de grea, dă-ne tu puteri într-una să putem înainta. Până să ridicăm privirea, tot mereu Iisus în sus, să răbdăm cu bucurie când avem un greu de dus. Și să zicem Maranata, vino Doamne mai curând, clipa și minutul acela să-L întâmpinăm cântând. Amin.